Bună ziua, feți frumoși și Elene Cosânzene! Sunt Galina Sărbușan și vă salut la o nouă lecție de limba și literatura română. Un anumit număr de lecții ne vom opri pentru a studia un text, un roman, care se referă la o realitate concretă din istoria Republicii Moldova. Până atunci, vă provoc să numiți trei elemente cu care asociați cuvântul școală. În această perioadă, departe de colegii voștri, departe de băncile și atmosfera școlii în care învățați, probabil v-ați gândit la colaborare, poate la dezvoltare, evident v-ați gândit la colegii cu care ați împărtășit și sunt sigură împărtășiți multe experiențe frumoase. Una din partea frumoasă a activității voastre la școală este tema pentru acasă. Cu ce se asociază pentru voi noțiunea de temă pentru acasă? Alcătuiți o metaforă pentru a prezenta latura artistică a acestui termen. Tema pentru acasă, un rău necesar. Acest element metaforic, un detalii de oximoron, vine să vă scoată în evidență supărarea, poate uneori, pentru munca pe care o depuneți după efortul de la școală, dar să știți că tema pentru acasă este un exercițiu absolut necesar în formarea voastră spirituală. Este un exercițiu prin care consolidați activitățile din timpul zilei. Cum probabil unii dintre voi au intuit, romanul cu care vom lucra este Tema pentru acasă de Nicolae Dabija. Pentru activitatea de astăzi ne vom opri în special la contextul social-istoric pe care îl prezintă acest roman. Înainte de toate, vreau să vă amintesc că Nicolae Dabija, născut la 15 iulie 1948 în raionul Cimișlia, Moldova, decedat la 12 martie 2021, Chișinău, Moldova, a fost un scriitor, istoric literar și om politic al țării, membru de onoare al Academiei Române din 2003 și membru corespondent al Academiei de Știință a Moldovei din 2012. În 1988, Nicolae Dabija era membru al grupului de inițiativă de creare a Frontului Popular din Moldova și membru al Sfatului Frontului Popular. În perioada anilor 1989-1990 a fost deputat în Sovietul Suprem al Republicii Sovietice Socialiste Moldovenești, își continuă statutul de deputat în Parlamentul Republicii Moldova în anii 1990-94 și în perioada 1998-2001. În calitate de redactor șef al săptămânalului Literatura și Arta, editat de Uniunea Scriitorilor din Republica Moldova, a avut un rol foarte important în lupta de renaștere națională din Republica Moldova. Vă amintesc, urmează să discutăm despre romanul Tema pentru acasă de Nicolae Dabija. Cum probabil ați descoperit, acest roman debutează cu un motto, o dedicație a autorului, și anume menționează Nicolae Dabija că textul în sine se dedică intelectualității basarabene din toate timpurile. Începutul romanului sună în felul următor. Bună dimineața, tovarăși! Bucurați-vă! De acum încolo sunteți liberi! Rostește aceste cuvinte cu o jovialitate nestăpânită, după care dispare din nou în burta de fier a tancului ce o ia din loc cu viteză, ca să ajungă din urmă celelalte mașini, întrecându-se prin lanul de grâu copt, culcând la pământ spicele grele și dispărând după zare în direcția comunei Poiana. Era dimineața zilei de 28 iunie, anul 1940. Ce înseamnă această dată, acest an, pentru istoria Basarabiei?
Vă amintesc că pe 28 iunie 1940 România primește un ultimatum din partea Uniunii Sovietice prin care se cerea evacuarea administrației civile și a armatei române de pe teritoriul dintre Prut și Nistru, cunoscut sub numele de Basarabia, și din partea nordică a regiunii Bucovina. În cazul în care retragerea nu s-ar fi făcut în termenul impus de 4 zile, România era amenințată cu războiul. În anii 1940-1941, pe acest teritoriu a fost declanșată o campanie de persecuție împotriva localnicilor. Această campanie era sub forma de arestări, torturi, execuții și culmina cu deportările în gulagurile Siberiei. Potrivit datelor oficiale, circa 57.000 de oameni au murit și peste 100.000 au fost deportați. Despre acest moment vorbește Nicolae Dabija în romanul Tema pentru acasă. Acest roman nu este doar povestea de dragoste a unui învățător și a elevii sale. Acest roman este drama celor mulți forțați să-și părăsească casele și gospodăriile și duși într-un drum fără întoarcere. Subiectul romanului, în linii generale, este acesta. Mihai Ulmu, învățător în școala din Poiana, este arestat de către soldații sovietici. După arest, acesta este judecat și trimis în Siberia, în lagărele de concentrare. Una dintre elevele sale, Maria Răzeșu, este îndrăgostită de Mihai și decide să plece în Rusia și să-l găsească. Evident, am omis multe dintre elementele care dau artistism textului, dar la ele voi reveni pe parcursul orelor următoare. Aveți imaginea artistică, dar și realistă, a unui drum. Este drumul pe care l-au parcurs strămoșii noștri în trenuri, în vagoane pentru vite, fără elementare norme de sanitarie. Operațiunea de deportare a început în noaptea de 12-13 iunie 1941 și a cuprins teritoriile anexate de Uniunea Sovietică de la România în iunie 1940. Raportând la viziunea istoricului Deaconescu cele ce s-au întâmplat în perioada respectivă, acesta susținea: atunci când tu distrugi intelectualii unui popor, practic distrugi întregul popor. De fapt, aceasta și a fost obiectivul principal al regimului totalitar din acea perioadă. Așa cum își amintesc contemporanii și așa cum este reflectat în documentele perioadei respective, în stațiile de cale ferată, membrii fiecărei familii erau separați în felul următor: capii de familie într-o parte, tinerii peste 18 ani în altă parte, iar femeile cu copiii mici și bătrânii aparte. A urmat îmbarcarea în vagoanele de marfă, câte 70-100 de persoane, fără apă și fără hrană. Pe vagoane scria: tren cu muncitori români care au fugit din România de sub jugul boierilor ca să vină în raiul sovietic. Ieșiți-le în cale cu flori. Sau simplu, laconic și minciunos: emigranți voluntari. Așa cum Virgiliu l-a luat pe Dante și i-a arătat toate grozăviile infernului în Divina Comedie, așa este nevoie ca și noi să avem parte de un ghid pentru o excursie imaginară în calvarul trăit de deportați. Să știți că această temă a fost pe larg reflectată în literatura română și în literatura altor popoare care au trăit aceeași dramă, drama deportărilor. Oamenii erau arestați și executați nu pentru ce făcuseră, ci pentru cine erau.
În cartea sa Copiii în cătușile Siberiei, Spiridon Vanghele vine cu descrierea momentului pe care l-am expus dintr-un text științific, dintr-o memorie a unui deportat. Varianta artistică a acestui moment, sigur că artistic sună prea dur referindu-ne la această tragedie a neamului. Fata tremura. Cine sunt oamenii ăștia care au năvălit noaptea în casă ca niște hoți? O fărâmitură de pâine nu i-a lăsat să ia, atât cât a înhățat olița din blidar, 3 linguri de lemn. Ba mai mult chiar, când o vecină, auzind bocete, a alergat la gard să le arunce o pâine în căruțe, i-au arătat pușca. Tapoi la bălți, buia gara de răcnite, când i-a urcat în tren, că au arestat o groază de oameni de prin toate satele. Și unde să-i tixească? În trenul pentru cărat vite, când nu mai încăpea un om în vagon, mai aducea un buluc, împingându-i cu puștele. Este o realitate pe care au trăit-o strămoșii noștri. Alte titluri din literatura română care reflectă această temă este cartea Aniței Nandriș-Cudla, 20 de ani în Siberia. Este o carte de memorii, are și un subtitlu, Amintiri din viață. Dar și cartea lui Alexei Vaculovski, În gura foametei, care prezintă, concentrează mărturiile supraviețuitorilor. Menționam mai sus că această temă a fost reflectată nu doar în literatura română. Aveți proiectate 2 titluri, e vorba de romanul lui Güzel Yahina, Züleyha deschide ochii, care de asemenea reflectă tema deportărilor, dar e vorba de poporul tătar, și aveți proiectat coperta romanului Printre tonuri cenușii a scriitoarei Ruta Sepetis, care prezintă drama unor copii lituanieni ajunși în cătușele Siberiei. Revenind la romanul lui Nicolae Dabija, și anume tema Pentru acasă, vă anunț că naratorul poartă numele Ivan Ivanov 15 și îl găsim în orfelinat. Începând cu 1935, fraza Mulțumim, tovarășe Stalin, pentru o copilărie fericită apărea deasupra ușilor creșelor, orfelinatelor și școlilor din întreaga țară, iar copiii scandau această frază în timpul festivalurilor. Deci, începutul romanului de asemenea reflectă un element social-politic, social-istoric al timpului pe care îl reflectă artistic în roman scriitorul. Imediat după decesul lui Stalin, care a survenit pe 5 martie 1953, unii deportați din gulagul sovietic au văzut libertatea. Primii au fost eliberați copiii deportaților. Ca să rezumăm cele discutate anterior, vă amintesc, discutăm despre romanul Tema pentru acasă de Nicolae Dabija, discutăm despre contextul social-istoric. Și în acest roman artistic sunt prezentate următoarele elemente istorice. E vorba despre anexarea Basarabiei, e vorba despre deportările care au avut loc pe acest teritoriu, e vorba despre instituționalizarea copiilor, crearea orfelinatelor și, evident, e vorba despre revenirea din gulag. Voi încheia această întâlnire cu voi cu 2 citate din 2 romane care prezintă drama deportaților, drama persoanelor care au trebuit să răspundă pentru simplu fapt că gândesc și că au verticalitate. Primul citat vine din romanul lui Gheorghiu, Ora 25. Un om care nu are dreptul să trăiască în onoare și demn este sclav. Și al doilea citat, cum ar fi bine să se încheie o lecție în care studiem tema pentru acasă, l-am luat din textul lui Dabija. Turma nu are demnitate, chiar dacă atacă sau se apără. Omul o are și atâta timp cât nu o părăsește, el nu poate fi învins.
în ideea că v-am făcut curioși să descoperiți acest roman, vă urez o zi bună și până la noi întâlniri!